Parlamentul Republicii Moldova, ales în mod democrat, a atins vârful unanim, a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova. La sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, Moldova a trecut printr-un val de renaștere națională care a culminat cu abandonarea Imperiului Sovietic, proclamarea la 27 august 1991 a independenței și constituirea unui nou stat, Republica Moldova. Eu am participat la Hora Mare în Piața Adunării Naționale alături de Snegur. Atunci aveau toată lumea emoții și așteptări foarte mari să se îndeplinească ceea ce s-a pus la bază în 89-91. În anul acela au fost, cum ai sări peste un gard imens de înalt în libertate. Oamenii de diferite generații ne-au spus că pentru ei echivalentul cuvântului independență este libertatea. Что мы независимы, что был мир на земле, и что было все прекрасно, хорошо. Что это означает? То, что мы независимы. Когда от кого-то зависишь, это тяжело, а когда независимы, это уже лучше. Sunt liber. Poate nu atât de bogat, cum s-aș dori, dar sunt liber și cu asta este mai multă bogăție în suflet. Liber. De ziua independenței, în anul curent, locuitorii raionului Basarabeasca au avut parte de un concert de zile mari organizat de Consiliul Raional Basarabeasca. Хочу самое главное пожелать, чтобы мы все с вами любили и надеялись, что в нашей стране станет лучше. Самое главное, чтобы мы работали, трудились и верили в будущее нашей страны. Всех с праздником! Pe scenă, rând pe rând, și-au făcut apariția artiștii ansamblurilor de dans cu titlul de model din raionul Basarabeasca, interpreta Lieta Burcean și trupa Lume. Эмоциями, нам интересно. Супер, все нравится, молодцы. И старшее поколение красиво выступало. И сейчас молодежь шикарно. Cireașa de pe tort a concertului a fost apariția pe scena din Basarabeasca a cunoscute interprete și compozitoare din Italia, Ingrid. Давайте сделаем так, чтобы гость, который к нам приехал, чтобы поехал с такими эмоциями назад в Италию и передал, что именно в этом небольшом городке в Молдавии, Бессарабке, живут самые счастливые, трудолюбивые люди. Договорились?